Iliesta a părăsit FC Zaku după un scandal în care au fost implicați doi dintre jucătorii români din Irak și conducerea clubului. Este vorba despre Cristian Daminuță și Florin Costea, despre care se spune că ar fi cotizat la tehnicianul buzoian pentru a își păstra posturile la formația irachiană. Antrenorul a fost acuzat nu doar de combinațiile cu cei doi jucători români, care au fost îndepărtați de la echipă odată cu el, ci și de cantonamentele stabilite prin agenți români, din care Iliesta ar fi avut un procentaj semnificativ. Stan va fi înlocuit de Ion Marin, unul dintre antrenorii experimentați din lumea arabă. Săpăligă va fi însoțit de către buzeanul Leonida Nedelcu, alt tehnician obișnuit cu destinațiile exotice. Cei doi vor pleca din România în scurt timp, pe 2 februarie, fiind programat jocul cu ultima clasată din prima serie a primului eșalon irachian. Fost jucător al Gloriei Buzău, în prezent capitanul celor de la FC Zaku, Salih Jaber, a vorbit în exclusivitate pentru TV Buzău despre plecarea lui Ilie Stan. Vreau să îi mulțumesc lui Ilie pentru tot ceea ce a făcut pentru clubul nostru și sper ca pe viitor să aibă parte de tot ceea ce este mai bun pentru el și familia sa. Colaborarea a încetat într-un moment în care sperăm să salvăm obiectivul acestui sezon, și anume calificarea în play-off. Vom avea o nouă colaborare mai bună, sperăm, alături de alți tehnicieni români, ne-a declarat Salih Jaber. Iliesta nu a putut fi contactat pentru a-și preciza punctul de vedere.